Atunci când cumpărăm sau construim o fosă septică, aceasta trebuie să fie în conformitate cu legile în vigoare. Standardul european SRN 12566 și normativul românesc NTPA 002/2002. Se reglementează în diametru conductelor, etanșeitatea de apă și controlul calității produselor. Sunt mai multe reguli care nu se respectă la evacuarea apei uzate din case și la utilizarea foselor septice și a haznarilor. Fosa septică nu trebuie făcută din beton, pentru că nu există beton care să garanteze impermeabilitatea. Dacă pereții nu sunt impermeabili, rezultă schimb de substanțe cu mediul și impact asupra mediului. Un alt lucru este datorat faptului că prețul terenului este mare, curtea casei e destul de mică la construcțiile noi și spațiul respectiv nu permite montajul corect al fosei. Nu se respectă dimensiunile legale față de construcții, ceea ce e greșit. La câți metri de casă ar trebui montată o fosă? 5 metri față de propria casă, 10 metri față de cea mai apropiată locuință vecină, iar distanța dintre țevile de drenaj și sursele de apă potabilă este de 30 de metri. În general se practică colectarea dejecțiilor și a apei reziduale într-o fosă septică improvizată pentru a reduce numărul vidanjărilor. Ce pericole sunt? Dacă fosa este foarte apropiată de casă, se infiltrează apă în pereții casei. În casă umiditatea va fi crescută, o să apară pete de apă pe pereți, miros de mucigai în casă, fisurile pardoselii pereților sau chiar ruperea podelei. Și oamenii folosesc uneori apa pentru a uda spațiile verzi, fără a fi conștienți la ce pericole se expun. Nu trebuie să intrăm în contact cu apa din fosa septică. Poate fi dăunătoare, chiar mortală. Poate să conțină bacterii infecțioase, paraziți și poate crea infecții virale. Putem intra în contact cu bacteria Salmonella, cu E. coli sau cu rotavirus. Le recomand celor care ne ascultă să monteze doar fose septice standardizate cu câmp de drenaj, montate la distanță corespunzătoare față de case sau de sursele de apă și să le vindajeze cel mult la 2 ani. În felul ăsta se evită riscurile care pot afecta familia, în primul rând, și chiar vecinii și mediul înconjurător.